Eu sunt Steaua București. Echipa masculină de volei Steaua București debutează în finalul acestei săptămâni în noul sezon al diviziei A1. Vicecampioana națională Formația roșalbastră, a făcut numeroase modificări în lot, iar antrenorul Bogdan Cotnic recunoaște că e nevoie de timp pentru a lega relațiile de joc. So uh, we played several matches, uh, some was really tough and some was uh, not so easy. We present ourselves like a team who has to which has to grow. Uh, because from the last year to this year is different that the team last year was already a few, few years together and now it's uh, five new players. and we have to implement these players into the team because team is important not individuals. Alături de Arcada Galați, Dinamo Rapid și Craiova Steaua se numără printre formațiile care se vor bate pentru titlul de campioană și în acest sezon. Uh, everything is possible. We will I will do everything what is possible to win the title. Uh, we start first in Cluj. Uh, this will I hope will give us confidence and then we on the second round against Rapid will be derby so I would like to invite all the people to see this derby and uh, we will get the answers on this match. Unul dintre jucătorii de bază ai Stelei în noul sezon este Claudiu Dumitru, care în această vară a obținut un rezultat fantastic cu naționala României, sfert de finală la Campionatul European. Care crezi că sunt argumentele Stelei în noul sezon? Argumentele sunt uh, că avem o echipă bună. Și ne ajută foarte mult forța, forța echipei. În acest sezon revin postura de capitan al echipei. Ce înseamnă acest lucru pentru tine? Vreau să zic că m-am întors, nu glumesc. Este o onoare și o mândrie să, să poți să fii capitanul unei una dintre cele mai mari echipe, dacă nu cea mai mare echipă din uh, sportul românesc. Poate să câștige steaua titlul la finalul acestui sezon? Păi asta cred că își dorește toată lumea. Asta este obiectivul principal și sperăm ca la sfârșit să ridicăm uh, trofeul. Partida dintre Universitatea Cluj și Steaua București din etapa 1 a diviziei A1 la volei masculin va avea loc sâmbătă de la ora 16.